Amenzi pentru proprietari și persoanele juridice. Proprietarii, dar și persoanele juridice trebuie să curețe zăpada din fața imobilelor sau a spațiilor comerciale. Cei ce nu respectă aceste prevederi ale Consiliului Local riscă amenzi de până la 1000 de lei. Acum, odată cu căderea zăpezii, ar fi bine să reamintim atât persoanelor fizice cât și juridice că la nivelul municipiului Petroșani există o hotărâre de Consiliu Local în care se prevede obligația de a îndepărta gheața și zăpada de pe căile de acces și de pe trotoare, de asemenea în preajma locuințelor, a sediilor, de asemenea și îndepărtarea gheții care se face în jgheaburi și sau pe streșini, de către proprietarii chiriași sau de către persoanele care folosesc aceste imobile. În caz contrar, fapta constituindu-se o contravenție și constituind o contravenție și pedepsindu-se pentru persoanele fizice în cuantum de până la 500 de lei, iar pentru persoanele juridice între 500 și 1000 de lei. Angajații primăriei Petroșani vor demara și verificările de rigoare pentru a identifica pe cei ce nu respectă hotărârile Consiliului Local. În zonele în care, în general, mai exista un pericol mai mare de accidentare, să zicem, să cadă țurțuri care să lovească persoanele care trec pe trotuar sau... Acolo este nevoie, da, ca cei din primărie să meargă și să vadă dacă proprietarii respectă această obligație ce le revine. Teoretic, proprietarii au obligația de a curăța și țurțurii. Au existat cazuri în anii trecuți când pompierii au intervenit în aceste cazuri.